Cred că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru mărețul har. Amen. Pentru că dacă suntem aici în locul acesta, este doar datorită acestui har pe care Dumnezeu ne-l-a acordat pentru că l-a dat pe Domnul Isus Hristos, l-a trimis pe Domnul Isus Hristos și Isus a acceptat să vină ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Dacă tot am vorbit despre acest har, vreau să vă reamintesc această idee a planului pe care Dumnezeu îl are de mântuire sau l-a avut și îl are pentru omenire. Dumnezeu a fost cel care, Dumnezeu Tatăl, pentru că vorbim despre Dumnezeu ca și triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl a fost cel care a gândit, a proiectat acest plan de mântuire. Domnul Iisus Hristos a fost cel care a venit și, de fapt, a executat acest plan, a împlinit lucrurile care țineau de acest plan de mântuire a Dumnezeu. Și, Domnului, și Domnul, și Duhul Sfânt este Cel care astăzi, în urmă cu 2000 de ani, a venit așa cum s-a citit din acest pasaj la ziua rusarilor, a venit ca să împlinească, să ducă la îndeplinirea acest plan al lui Dumnezeu de mântuire. Și în felul acesta, noi am beneficiat de acest mare har. Iisus Hristos este Cel care a împlinit, a executat acest plan și numele căruia, oricine crede, primește mântuirea prin jertfa Lui, Mării să fie Domnul. Despre lucrul acesta, de fapt, noi vorbim de cele mai multe ori. Despre lucrarea de mântuire pe care Dumnezeu a săvârșit-o pentru noi. Și aceasta a fost, practic, predica pe care Petru a spus-o în acea zi, după această sărbătoare a Cinzecimii. Exact la lucrul acesta se referea. Vorbea despre Domnul Isus Hristos. Vorbea despre faptul că El a venit ca să ia păcatul lumii întregi. Despre faptul că El a murit pe dealul Golgota. Despre faptul că a acceptat ca să fie jertfă de răscumpărare pentru noi. A acceptat ca El să, să vină și să ne împace cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a acceptat, a primit această jertfă prin faptul că L-a înviat dintre cei morți. Și acum spunea Petru s-a înălțat la cer și faptul că Isus este astăzi la dreapta Tatălui a fost motivul pentru care El a trimis acest mângăitor pe Domnul Isus. Și în urma acestei predici au fost oameni care s-au întrebat, am înțeles, dar ce trebuie să facem? Cum putem noi să punem în practica vieții noastre toate aceste lucruri? Și răspunsul pe care l-a dat Petru continuă în versetul 37, după ce, după ce auzi aceste cuvinte, ei au rămas răpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Răspunsul a fost, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru, mări să fie Domnul. Amen. Întotdeauna va fi nevoie de explicații. Întotdeauna va fi nevoie ca oamenii să înțeleagă corect tot ce ține lucrurile sau de lucrurile care privesc viața lor, credința lor sau mântuirea lor. Întotdeauna am experimentat lucruri de genul acesta în slujirea pe care o am și găsim în Scriptură. Găsim în Scriptură, de exemplu, Domnul Iisus vorbea cu Nicodim și Nicodim spunea despre Iisus, știm că ești venit la Dumnezeu, pentru că lucrurile pe care le faci tu nu le poate face nimeni decât cel care este trimis de la Dumnezeu, care vine la Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune, ascultă, dacă nu te naști, din nou nu poți să intri în părăția lui Dumnezeu. Și Nicodim, care era un cărturar, n-a înțeles de fapt despre ce este vorba. Și Domnul Iisus Hristos citim în Evanghelie pe Ioan că i-a explicat ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, înțelegerea acestui cuvânt al Dumnezeu nu este simplu și nu este ușor. Când vorbim despre, despre Duhul Sfânt, despre promisiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, Iisus a împlinit-o și noi o experimentăm astăzi. Sunt multe lucruri de vorbit și de explicat și de cele mai multe ori nu înțelegem corect acest aspect. În această dimineață vreau să să ating puțin acest subiect, pentru că am observat, nu neapărat aici, dar și aici în biserica aceasta, dar în, în lucrarea pe care o am de făcut și în mod special cu cei care, care sunt întoși la Domnul de curând. Pun aceste întrebări. Ce înțelege? Cum putem noi? Ce este Duhul Sfânt? În această dimineață vreau să răspund la această întrebare. Prin această, oarecum, predică mixată cu, uh, cu explicații sau cu învățături teologice. Uh, când înțeleg corect cine este Duhul Sfânt. Pentru că, din păcate, nu întotdeauna înțelegem corect cine este Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun ceva înțelegând în care măsură incorrect sau nu în totalitate ceea ce înseamnă și cine este Duhul Sfânt, de fapt se reflectează în viața noastră de trăire. Și am să vă dau explicația la lucrul acesta. Uitați-vă la ucenici. A fost, cred că, cel mai extraordinar lucru pe care cineva l-a putut experimenta și ucenicii l-au experimentat. De a umbla cu Domnul Isus Hristos trei ani și jumătate. Ioan Gură de Aur spunea că a avut sau are trei dorințe, le-a avut atunci când a trăit. Prima dorință a fost ca să se fi întâlnit, să fi umblat și el cu, cu Domnul Isus Hristos. A doua dorință spunea el că ar fi vrut să vadă Templul din Ierusalim, Templul pe care l-a construit Solomon, despre care se spunea că a fost extraordinar de, de frumos, o minunăție. Și el își va spunea, ar fi vrut să-l audă pe Apostolul Pavel predicând. Cei mai mulți dintre noi ne punem această, această întrebare. Oare cum ar fi fost să-L fi făzut pe Domnul Isus Hristos, să fi umblat cu El? Și ucenicii au avut această extraordinară experiență. Au văzut minunile pe care Isus le-a făcut. Dar eu cred că mai mult decât a vedea minunile pe care cei mai mulți le căutăm și ucenicii au fost, au fost șocați de lucrul acesta. Cred că semnificația cea mai mare pentru ei a fost faptul că au umblat cu Isus Hristos și au învățat de la el. A fost pentru, pentru ei persoana care a răspuns la multele întrebări pe care le-au avut și nici ei n-au înțeles totul. Și au avut nevoie de explicații. Pentru că pentru ei Isus a fost un învățător și un sfătuitor, un mângăitor. Când nu înțelegeau ceva, îl întrebau pe Iisus și Iisus le dădea răspuns. Însă s-a apropiat acel moment în care Iisus le-a spus într-o zi am să plec din mijlocul vostru. Și mă gândesc la, la sentimentul pe care ucenicii l-au experimentat din momentul în care au auzit aceste cuvinte. Cine ne va răspunde la toate întrebările pe care le vom avea? Cine ne va sfătui în drumul acesta pe care va trebui să-l continuăm dacă Domnul nu este cu noi? Cine ne va ajuta? Cine va face lucrurile de care avem nevoie, lucrurile minunate, minunile acelea pe care le-a făcut Isus? Și foarte interesant că Isus a știut gândurile lor și le-a răspuns la aceste întrebări, la aceste gânduri. Și dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, este capitolul care pentru mine eu l-am numit Capitolul Mângâierii. Să știți că nu l-am găsit nicăieri explicat în felul acesta, dar așa l-am gândit eu, bazat pe răspunsurile pe care, pe care Iisus le-a dat, exact la aceste întrebări. Și spune în acest capitol 14, versetul 2, spunea: Să nu vi se tulbure inima, că dacă eu plec, este mai bine pentru voi. Spunea: În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n ar fi așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti locul acela, mă voi întoarce. Și vreau să vă iau cu mine pentru că vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Primul lucru pe care l a spus Domnul Ucenicilor a spus, dacă eu mă duc, am un motiv foarte întemeiat. Mă duc să vă pregătesc un loc. Vreau să vă spun că dacă va veni timpul când voi veți sfârși alergarea voastră, voi fi împreună cu voi și voi veți fi împreună cu mine. Apoi le-a dat încă o altă mângâiere. Citim în versetul 23. Spunea, despre relația pe care avea el cu Tatăl și relația pe care avea Tatăl cu Isus și cu, cu ucenicii, spune versetul 23. Noi, adică eu și Tatăl, vom veni la voi și vom locui împreună cu voi. În timpul în care voi veți umbla pe pământul acesta, când eu n-am să mă fiu cu voi. Vreau să vă spun ceva, spunea Domnul ucenicilor. Eu și cu Tatăl vom merge împreună cu voi, vom fi cu voi în fiecare zi. Și dacă veți avea nevoie de sfat, dacă veți avea nevoie de îndrumare, dacă veți avea nevoie ca să vă izbăvească cineva, dacă veți avea nevoie de o minune în viața voastră, veți putea experimenta această minune pentru că eu și Tatăl voi fi cu voi în fiecare zi. Și oare ce mângâiere mai mare putea să aibă ucenicii decât lucrul acesta? Puteau să aibă încă una. Și ne întoarcem la acest capitol. Ne întoarcem puțin mai în spate la versetul 16. Și acolo Domnul Iisus Hristos le dă, le dă o altă mângâiere și spune Eu, după ce mă voi înălța, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în viac. Măriți să fie Domnul! Toate aceste lucruri, dragii mei, vorbesc despre faptul că Iisus le-a spus când eu n-am să mai fiu cu voi, pentru că mă voi întoarce din nou în cer, am să vă dau lucruri de care voi aveți nevoie și prin faptul că eu și cu Tatăl, adică Fiul, Cuvântul și Tatăl, Dumnezeu va fi și va, va rămâne cu voi, dar am să vă trimit un alt mângăitor. Un mângăitor care vă va sfătui, un mângăitor care vă va îndemna, un mângăitor care vă va vorbi voi, așa cum am vorbit eu cu voi. Și marea noastră problemă, dragii mei, este că noi nu înțelegem ceea ce înseamnă prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Noi vorbim de cele mai multe ori despre Duhul Sfânt într-un mod care este corect, dar nu este, nu este, corect înțeles. Duhul Sfânt nu este o putere. Duhul Sfânt nu este o putere. Duhul Sfânt este o persoană care se manifestă prin putere în viața noastră. Pentru că dacă vorbim despre Duhul Sfânt ca o putere, atunci vorbim despre un lucru. Noi vorbim despre Duhul Sfânt nu despre un lucru, pentru că vom înțelege imediat de ce. Duhul Sfânt este persoană, este a treia persoană a Dumnezeirii. Dacă vorbim despre, despre Dumnezeu Tatăl și despre caracteristicile pe care le are El ca Dumnezeu, dacă vorbim despre Domnul Isus Hristos ca Dumnezeu și despre caracteristicile, despre atribuțiunile pe care le are, despre atributele pe care le are, tot așa vorbim despre Duhul Sfânt ca și persoană, a treia persoană a Dumnezeirii. Știți de ce este important? Pentru că cu o putere nu poți să ai relație. Mașina pe care o conduc are putere, o cal pe acerație și se duce. Singura relație pe care o am cu ea este că mă duc acolo unde o direcționez eu. Duhul Sfânt nu este o putere, dragii mei. Pentru că cu o putere nu ai relație. Eu nu pot să am o relație cu mașina. Nu pot să vorbesc cu ea. Pot să vorbesc cu ea, dar nu răspunde înapoi. Pot să-i spun, uite, eu mă duc acum la lucru, când mă întorc înapoi, du-te la Peco, alimentează și când mă întorc înapoi, vreau să am bezină pentru că trebuie să mă duc după masă la Toronto. Face ceva? Nu face înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă Duhul Sfânt, așa cum noi îl găsim în Scriptură, are o mare importanță. Uitați-vă la modul în care s-a raportat biserica după această experiență. Vorbim despre ei ca oameni schimbați. Vorbim despre ei care se raporteau la Dumnezeu și la lucrurile spirituale într-un mod deosebit, pentru că asta înseamnă, până la urmă, înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Are caracteristicile pe care le are Tatăl și le are Fiul. Este omniprezent. Duhul Sfânt este astăzi aici cu noi în biserică, la fel cum este Tatăl și Fiul. Și Duhul Sfânt este în România sau în Africa sau oriunde copiii lui Dumnezeu se închină și există copii care, al Dumnezeu care au nevoie de călăuzire. Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, ne raportăm la o relație cu Duhul Sfânt. Ne raportăm la tot ceea ce înseamnă lucrarea, persoana și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Ne uităm la Biserica Primară și întrebăm de multe ori care este secretul, care a fost secretul faptului că creștinismul a crescut așa de mult și a avut o influență atât de puternică. Și dacă ar fi să răspundem, am spune, secretul este Dumnezeu, Tatăl. Și n-am greșit. Am putea să spunem că secretul este Iisus Hristos. Că este Hristos cu noi în fiecare zi. Și n-am greșit. Dar bazat pe această lucrare specifică a Duhului Sfânt ca și cel care finalizează și încheie această lucrare a mântuirii pentru biserică, secretul este persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că, uitați-vă în Scriptură, toate lucrurile care s-au întâmplat în viața lor, dacă vorbim despre faptul că oamenii aceștia care aveau slăbiciuni, Duhul Sfânt a fost cel care făcea ca aceste slăbiciuni să fie transformate într-o puternică și o putere irezistibilă. Oamenii care se temeau înainte de cei care urmăreau și vreau să-i închidă, au stat în fața lor și au spus, voi l-ați pe Hristos. Și dacă au ajuns în închisoare, dacă au ajuns poate în situații disperate, ei n-au dat atât înapoi. Pentru că Duhul Sfânt, persoana aceasta a Trinității, cu care ei aveau relație, a schimbat viața lor, a transformat viața lor. Dragul meu, în această dimineață, Dumnezeu prin cuvântul lui ne reamintește că noi nu avem relație cu o putere, cu un lucru. Noi avem ca și credincioși relație cu o persoană, cu Duhul Sfânt, care este a treia persoană a divinității. Și dacă înțelegem lucrul acestea, multe lucruri pe care noi le experimentăm se vor schimba. Pentru că dacă noi credem că Duhul Sfânt este un lucru, doar o putere, cei mai mulți ne vom gândi, oare cum aș putea să am eu această putere și să o folosesc? Cum aș putea eu să îmi cumpăr ceva și să-l folosesc? Știți care a fost marea greșeală a lui Simon? când a văzut că Duhul Sfânt se primește prin punerea mâinilor, stătea de vorbă acolo și l-a văzut, a văzut pe Eugen și a spus, dacă e vorba despre o putere, un lucru, aș vrea să-l am și eu, să văd cum pot să-l folosesc. Și s-a dus la Petru și a spus, uite, am aici niște bani. Aș vrea să îmi dai și mie, vreau să îmi dai și mie darul acesta, să am și eu puterea aceasta, pentru că vreau să folosesc și eu. Și Petru s-a întors spre și a spus, tu n-ai nimic, nimic, de a face cu lucrurile acestea. Pentru că Duhul Sfânt nu este ceva pe care eu să-l primesc și apoi să-l folosesc așa cum vreau eu și unde vreau eu și când vreau eu. Nu? Noi vorbim aici despre o relație cu divinitatea și dacă înțeleg lucrul acesta, lucrurile se schimbă. De fapt, eu stau înainte de Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să mă folosești cum vrei Tu. Pentru că nu depinde de mine, depinde de tine, pentru că tu ești cel care dai daruri, pentru că tu ești cel care îmi vorbești când să mă duc, cum vorbea cu ucenicii, mă oprești când trebuie să fac ceva, tu ești cel care îmi spui, mă ghidezi, îmi dai lumină, mă călăuzești în toate lucrurile. Și asta înseamnă când înțelegi corect cine este Duhul Sfânt, nu te gândești la ce să faci cu El, ci te gândești la cum trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat în decursul bisericii. Atunci când oamenii au înțeles că relația pe care trebuie să o avem noi cu Duhul Sfânt este o relație exact cum avem cu Fiul și cu Tatăl. Noi spunem, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu. Noi trebuie să ne raportăm, să avem o relație intimă cu Dumnezeu. Noi spunem că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și este Dumnezeu și trebuie să avem o relație cu El. Trebuie să ascultăm de ceea ce ne spune El, să ne uităm în Scriptură. La fel trebuie să spunem exact despre Duhul Sfânt. El este a treia persoană a divinității și noi trebuie să avem o relație cu El. De ce noi trebuie să controlăm lucrurile când de fapt noi nu le controlăm? De ce trebuie să folosim noi lucrurile când vrem noi și scopurile pe care le avem noi, când noi nu controlăm un lucru? Noi suntem într-o relație cu Dumnezeu și, din păcate, multe lucruri se întâmplă greșit pentru că nu înțelegem că noi avem, de fapt, de a face cu a treia persoană a Dumnezeirii. Și asta schimbă lucrurile total. Total. Pentru că ne uităm, de exemplu, la lucrarea Duhului Sfânt și uh, nu vreau să intru foarte mult în detalii pentru că este un subiect foarte, foarte larg. Dar vreau să înțelegem, pentru că aceasta era ideea. Petru a predicat Evanghelia și a spus, bine, dar ce să facem? Pentru că există întotdeauna o dorință a, a înțelegerii corecte. Și, dragii mei, în ziua aceea pe care noi, ca și pentecostali, o sărbătorim și o credem ca un lucru care se întâmplă ori de câte ori, biserica și copiii Dumnezeu doresc să aibă o relație cu Duhul Sfânt. În ziua aceea, dragii mei, n-a fost doar o simplă, eu știu, fulgerare de putere divină. Și apoi ea s-a retras și a plecat și a spus, de acum înainte vă descurcați cum vreți. Nu! Nu este vorba despre un eveniment care a făcut o, o lucrare specială și apoi s-a retras. Pentru că așa gândesc unii. Pentru că cred că este vorba despre doar o putere, un lucru. Și în acea zi, de fapt, a fost o nouă relație a credincioșilor cu divinitatea. Și relația pe care noi am început-o în momentul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat în felul acesta, de fapt, noi o continuăm în fiecare zi. Și repet, la fel cum ne raportăm la Tatăl și la Fiul, noi ne raportăm la Duhul Sfânt ca și o persoană. Nu citim noi în Scriptură vis-a-vis -vis de Duhul Sfânt, că el este Cel care cheamă oameni să lucreze și El îi atribuie, practic, darurile. Nu găsim noi în Scriptură lucrul acesta în Cartea Faptele Apostolilor? Și asta înseamnă că Duhul Sfânt, ca și persoane se uită în biserică și cheamă oameni la sujire împreună cu Tatăl și împreună cu Fiul. Nu vorbim noi despre Duhul Sfânt, că El ne conduce și ne călăuzește. Nu spunea Domnul Iisus Hristos că El va face lucrul acesta, Duhul Sfânt pe care noi îl vom primi? Și El trebuie să aibă o relație cu noi? Și El ne vorbește? Și El ne șoptește? Și El ne aduce aminte? Și El ne spune? Și El îți confirmă anumite lucruri? Pentru că Duhul Sfânt este Cel care se manifestă în viața noastră, la fel ca și Tatăl și Fiul. Nu scrie în Scriptură că El ne ajută în toate slăbiciunile noastre, dacă ar fi, cum am spus, un lucru, un obiect ar putea să influențeze viața mea, sigur nu are care măsură. Dar noi vorbim aici despre o divinitate, este o relație pe care noi avem cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne ajută în slăbiciunile noastre și de aceea spune Scriptura că el se roagă pentru noi, el, el mijlocește pentru noi, pentru că vrea să ne ajute și în momentul în care noi acceptăm această relație cu Duhul Sfânt ca divinitate lucrurile se schimbă mult în viața noastră. Nu spune în Scriptură că Duhul Sfânt vorbește? Amin. Nu găsim în Scriptură că El i-a spus lui Filip, dute și ajunge carul famenului? Nu găsim în Scriptură faptul că atunci când Petru a avut acea viziune cu acel cearceaf în care erau toate cele animale reprezentând neamul, i-a spus Duhul Sfânt și a vorbit cu Petru? Nu găsim noi în Scriptură că Domnul, că Duhul Sfânt vorbea ucenicilor, vorbea bisericii la Antiohia, pentru că Duhul Sfânt este o persoană. Și la El ne raportăm exact ca și la toate celelalte două persoane ale divinității. Măcar că ele nu lucrează separat, ele sunt împreună. Măcar că una nu are, eu știu, o agendă și celelalte două are, sau celelalte două persoane au o altă agendă, ele lucrează împreună. Dar vorbim acum despre momentul acesta, despre cum o numesc teologii dispensația Duhului. Dragii mei, de ce am vrut să spun aceste lucruri? Pentru că este foarte important felul în care înțelegem cine este Duhul Sfânt și în funcție de acea înțelegere, noi de fapt vom beneficia în modul în care ne raportăm. Dacă am înțelege noi lucrurile acestea, a fi mult mai ușor pentru noi, ne străduim de multe ori și încercăm multe lucruri. Și am uitat că avem cel care de fapt l-a înlocuit în ghilimele, măcar că Isus și Tatăl este cu noi, l-a înlocuit în lucrare pe Domnul Isus Hristos, pe Duhul Sfânt. Și gândiți-vă la următorul aspect, e exact aceeași idee. Noi am privit să umblăm cu Domnul Isus pe pământ trei ani și jumătate, așa -i? Dar vreau să vă spun ceva, când Isus ne-a promis, Duhul Sfânt ne-a spus că El va fi cu noi în viac. Asta înseamnă că întotdeauna când ceva vine de la Dumnezeu, nu există sfârșit, nu există limită. Pentru mine, dragii mei, este o mângăiere. Că nu pot să fiu cu Isus, pentru că Isus nu mai este în trup. Dar am aceeași nădejde că Duhul Sfânt, de fapt, umblă cu mine ca și cum ar umbla Isus. Și ca și cum ar fi Tatăl împreună cu mine. Pentru că este exact aceeași imagine. Eu mă duc, dar vă trimit un mângăitor. Experimentează lucrul acesta, dragul meu, practic. Pentru că vorbim aici despre lucruri practice. Și lasă pe Duhul Sfânt să te călăuzească. Lasă pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Lasă pe Duhul Sfânt să te, să te conducă. Lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în, în viața ta și când simți că există așa de, multe, așa de multe slăbiciuni și imposibilități. Biblia spune că Duhul ne ajută în toate slăbiciunile noastre și noi trebuie să lăsăm. Mă gândesc la ucenici. Umbla Domnul cu ei. Și în Samaria nu i-a lăsat să intre. Și ucenicii în slăbiciunea lor au spus, Doamne, fă să se coboare foc din cer. Și Domnul a spus, nu știți de ce dus sunteți călăuziți. În viața aceasta, dragii mei, avem momente când slăbiciunile noastre ne copleșesc. Și nu uitați, nu uitați, este adevărul Scripturii. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, este cu noi și vrea să ne ajute. Cât de mult îl lăsăm noi pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră? Cât de mult îl lăsăm să, să schimbe viața noastră? Mă gândesc la, la creație. Cei mai mulți teologi spun că atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile, Tatăl a fost cel care a plănuit creația. Cuvântul Domnului Isus Hristos a vorbit și lucrurile s-au împlinit. Și Duhul Sfânt a fost cel care toate aceste lucruri care spune că erau într-o anumită ordine, le-a pus într-o ordine normală, adică a așezat haosul în ordine, pentru că asta e lucrarea Duhului Sfânt. Și este lucrarea Duhului Sfânt și astăzi, dragii mei. Duhul Sfânt vrea să pună ordine în viața noastră, împreună cu cuvântul. Duhul Sfânt vrea să, să schimbe gândirea noastră, să schimbe înțelegerea noastră, pentru ca să putem să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Și toate aceste lucruri, se vor împlini în viața noastră dacă înțelegem corect cu cine avem noi de a face. E adevărat că în vocabularul nostru de multe ori spunem despre puterea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu este doar atât. Noi vorbim despre Trinitate, vorbim despre Duhul Sfânt care este Dumnezeu, care are atributele pe care le are Fiul și Tatăl și care lucrează în noi exact așa cum oricare altă persoană, tatăl sau fiul, ar avea specific lucrarea pentru noi. Acum, în vremea aceasta, Duhul Sfânt este Cel care face lucrarea. Împreună cu tatăl și fiul. Și Duhul Sfânt vrea să ne spună, lasă-mă să am o relație personală cu tine. În această dimineață vreau să vă reamintesc trei lucruri în care Duhul Sfânt, de fapt, lucrează strict. Când vrei să ai relație cu El. Am văzut oameni care au ascultat o predică simplă și după predică, au venit la mine și mi-au întrebat, bun, am înțeles, dar vreau să-mi spui, de ce trebuie să mă botez? De ce trebuie să fac botezul? Și am explicat în 15-20 de minute, pentru că știți de ce? Atunci când omul își deschide și vrea să aibă relație cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este Cel care convinge pe om de păcat. Prin cuvântul pe care îl aude, Duhul Sfânt este Cel care convinge pe om de păcat. Și apoi merge mai departe. Când omul continuă și dorește o relație mai adâncă, Duhul Sfânt este Cel care naște din nou. La fel împreună cu cuvântul. el Este Cel care schimbă viața. El nu practic, nu o uh, punem noi un petic acolo pe viața noastră. El o schimbă, El transformă viața noastră, ne dă o altă viață. Și asta ține de relația pe care noi avem cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel care, dacă vrem mai mult din relație cu El, El ne botează cu Duhul Sfânt. Pentru că la fel este o relație care crește împreună sau cu Duhul Sfânt. Și dacă vrem mai mult, Duhul Sfânt este cel care ne sfințește împreună cu Cuvântul. Și asta, de fapt, este înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă Duhul Sfânt. În această dimineață, mă rog, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frașii și sorori, dragii mei, Haideți să înțelegem aceste lucruri care sunt foarte, foarte importante. Sunt doar explicații scurte. Dar nu uitați, noi nu avem de-a face cu o putere, cu un obiect. Nu este așa ca un suflu, undeva, cândva s-a întâmplat și el a plecat din nou. Noi avem de-a face cu Duhul Sfânt, care este parte din Dumnezeire. Este Tatăl, este Fiul și Duhul Sfânt, cele trei persoane ale unui Dumnezeu care este unic, de aceeași natură, la care, se manifestă în trei persoane. Nu uitați! Relația aceasta cu Duhul Sfânt este exact ca și cum am umblat cu Isus pe pământ, cum au umblat ucenicii. Și ce mare binecuvântare au avut ucenicii atunci! Dar ce mare binecuvântare avem noi astăzi! Pentru că Duhul Sfânt, de fapt, are același scop. A venit pentru același gând, cu aceeași lucrare, să continue ceea ce a lăsat Isus, care de fapt a executat planul de mântuire, El acum se ocupă de noi. Încercați lucrul acesta. Puneți-vă pe genunchi și rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți de fapt viața pe care trebuie să o trăim în aspectul acesta și veți vedea cât de mult propășim noi. Am înțeles lucrul acesta puțin mai târziu. Când s-a spus aici și fratele Amos a amintea eu m-am născut într-o într familie de credincioși pentecostali, am crezut într-o biserică la țară, am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt undeva la 16 ani, dar n-am înțeles lucrurile acestea până mai târziu. În vremea aceasta, dragii mei, sunt multe lucruri pe care le înțelegem într-un mod corect. Important este să le putem împlini în viața noastră. Și viața noastră va fi mult mai eficientă, trăirea noastră va fi mult mai eficientă pe Dumnezeu. Pentru că, repet, încă o dată, noi avem de a face cu Cel care este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și El poate să facă toate lucrurile pe care noi le avem ca și nevoi. De aceea a venit aici. Și apoi, într-o zi, acest Duh Sfânt, care spune Scriptura, l-a înviat pe Domnul Isus când de cei morți, ne va învia și pe noi. De ce? Pentru ca să fim tot de-a una cu Domnul. Locul acela pe care s-a dus Iisus să-L pregătească, despre care vorbeau ucenicilor, de fapt se aplică și pentru noi. Și în această dimineață aș vrea să facem o rugăciune. Vreau să ne ridicăm în picioare și vreau să încheiem făcând o rugăciune. Și printre lucrurile pe care le vom aminti ca și mulțumire pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în această dimineață, pentru faptul că am putut să stăm în locul acesta, ne-am rugat, Dumnezeu a fost Cel care a luat aminte și după voia Lui va răspunde la fiecare nevoie de care știe că trebuie să fie împlinită. Am cântat pentru gloria și pentru slava Lui Dumnezeu și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați, cum spunea și fratele Amos, să fim o biserică biruitoare. Suntem chemați ca noi, ca și credincioși, să fim oameni care să creștem spiritual. Pentru că scopul pe care Dumnezeu, Hristos și Duhul Sfânt îl are pentru noi este să creștem în maturitate. Să creștem în relație cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos și cu Duhul Sfânt. Pentru ca să ne putem prezenta înaintea Lui, în acea zi, când El se va întoarce să-și biserica, ca să ne poată lua și să fim împreună cu El. E adevărat că vom rămâne încă oameni supus slăbicinilor care încă ne luptăm. E adevărat că sunt multe lucruri pe care probabil nu le vom rezolva. Dar tot atât de adevărat este că avem posibilitatea să rezolvăm multe lucruri din viața noastră care să ne dea liniștea și pacea. Că în ziua aceea vom putea să fim împreună cu Domnul în veșnicie. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să facem această rugăciune rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute să putem să trăim o viață care să fie cu adevărat într-o relație personală și intimă cu Tatăl, cu Fiul și în mod special în vremea aceasta cu Duhul Sfânt care a venit ca să continue și să desăvârșească lucrarea pe care Hristos a început-o și Dumnezeu a inițiat-o în viața noastră. Amin. Domnul să ne binecuvinteze!